În urma unei ample anchete desfășurate la Casa Județeană de Pensii din Mehedinți, au fost descoperite 103 dosare cu acte falsificate sau incomplete. însă acesta este doar începutul, există suspiciuni la un număr de aproximativ 7000 de pensii acordate ilegal. Conducerea instituției a înștiințat Casa Națională de Pensii cu privire la unele nereguli descoperite în aceste dosare. Descoperiri foarte grave în mii de dosare de acordarea dreptului de pensionare la Casa Județeană de Pensii din Mehedinți. La verificarea unui număr de 115 dosare, în 103 dintre ele s-au descoperit acte falsificate. În mod normal, un dosar de pensie cu toate actele, cu toate documentele, după o muncă de viață a unui om care trebuie să iese la pensie, să se bucure de o pensie decentă, ar trebui să arate ceva în genul acesta, da? cu toate documentele. Dosarele la care făceam referire, unde există suspiciunea și nu sunt documente pentru a proba pensia, uitați-vă, foarte subțiri. Câte dosare aveți acolo? 5. Și toate fac cât e Uitați-vă. Deci, practic, în dosar nu avem decât o cerere, da? copia după buletin și niște acte care nu sunt datate nu sunt semnate și oamenii au banii și pensia de ani de zi. Acesta este însă doar vârful unui fenomen de amploare care durează încă din anul 2004. Faptele sunt foarte grave și urmează verificarea în peste 7.000 de cazuri. În ultimii 3 ani, prejudiciul se ridică la suma de 143.000 de lei doar în 8 dosare. Am vrut să vă comunic faptul că a fost constituită o comisie la nivelul Casei județene de pensii formată din specialiști care a constatat faptul că pentru un număr dintr-un număr de 103 dosare de pensie, comisia a observat faptul că 100 de dosare nu sunt conforme. Eșantionul este mult mai mare, există suspiciunea că sunt undeva de la 7000 de dosare. Drept pentru care, în consecință, ținând cont de cele menționate cu privire la acordarea drepturilor de pensie care au fost stabilite în beneficiu unor persoane care nu îndeplineau condițiile prevăzute de lege pentru pensionare, au fost stabilite pensii mai mari decât cele legal cuvenite, respectiv să plătine cuvenit suma totală de 143.016 lei, Drept urmare și în conformitate cu articolul 267 din Codul Penal au fost sesizate organele de cercetare penală cu privire la faptele constatate. Funcționarii instituției nu făceau doar favoruri în rândul anumitor cetățeni, ba mai mult de atât întocmeau decizia de pensionare într-un simplu document Word, iar în cazul unor dosare pe baza cărora se acorda acest drept, conțineau doar cererea și o copie a actului de identitate al solicitantului. Mai mult decât atât, Obligația funcționarului publici de a sesiza organele de urmărire penală rezită din dispozițiile articolului 267 codul penal, iar omisiunea sesizării, fie cu intenție, fie din culpă, conduce la angajarea răspunderii penale a funcționarului public. Deci am fost, ca să zic așa, un om transparent, am comunicat instituției prefectului această situație, instituția prefectului din județul Mehedinț, am comunicat domnului președinte Daniel Baciu acest aspect, faptul că sunt dosare de pensie care nu au documentele justificative, urmează acum ancheta să vedem, pentru că este o plângere penală, și pe parcurs o să vă informăm, deci comisia lucrează, scoatem dosare și observăm că sunt foarte multe dosare. Despre câte dosare vorbim în total, asupra cărora există suficient? Este un eșantion de 7000 de dosare. Da? Sunt dosare care nu au decât câteva file, da? doar cererea de pensie, cu documente care nu sunt datate, nu sunt semnate și i s-a acordat pensie. Restul urmează organele de cercetare penală să-și spună, eu știu, să facă anchetă sau... La nivelul județului mehedinți există aproximativ 63.500 de pensionari. Dosare cu pricina vor ajunge în mâinile organelor competente pentru soluționarea anchetei și pentru luarea unor decizii în acest caz.